Salutare tuturor și alții fraților, la un nou videoclip de această dată, băieți, începem o serie. Probabil nu v-ați fi așteptat la ceva de genul din partea voastră. Suntem aici alături de Pain și suntem pe Utopia, oameni buni. Bună! Dar în viața mea nu așteptam să fac iarăși Minecraft pe canal. Dar dacă vă place, nu uitați să vă dați butonajul de like, bineînțeles să vă abonați și la mine și la Pain, pentru că e bine rău de tot. Aveți numele celor din Utopia în descriere. Gherle și cincestul astea. Mamă, că omoară! Uite un băiat. Mamă, îl știu pe băiatul ăsta, stabilizează bine rău de tot. Și bine ai venit în Utopia. Acest oraș se numește Utopia. Deci aici, în primul rând, asta e cel mai important lucru din oraș. Aici e shop-ul meu, înțelegi? Dar shop-ul meu de companie. Și ce ai de vânzare tu? Bă, eu am cărți înșantate. Acum e un pic, uite, și am și toteme din astea, care fii atent, dacă ții un totem din asta în mână. Nu mor. Nu mor, uite, ți-l dau acum. Unul pentru tine, așa că ești începător așa. Mulțumesc. Și îl țin mâna aia la altă. Până aici avem casa lui Nociv, care nu știu ce are deasupra casei un aici avem casa lui Bapo. Aici e casa lui Ase. Și-a făcut casa Ase, da. Aici este casa mea, pui eu. Ia ta asta? Unde, aici l-am pe Zarzavat, ăsta e Zarzavat. Frumos, așa cum au prinții doar. A, băi, ți-am uitat să specific că în dreapta l-aveți pe Pain. Nu știu dacă ați văzut, era imposibil să nu-l vedeți. Eram scurs pe scaun, ești nebun. Și asta e casa Mirianei. Și acolo e un iepure. Am făcut un prieten. Asta e casa Mirianei. Vezi că eu din obișnuință mai umplu prin gesturi, gen. Mai verific. Mamă, fii atent ce avea Mirian aici, în ce stăți așa, că se trage pe dreapta. Păi le punem în... stai așa că fii atent. Văd că ai tras ceva pe dreapta din ce n-a, n-a tras nimic, promit. Le-am pus la loc. Mamă, dacă te-a furculit să ai în mână, aia ce e? Știu ce face, m-am mână mai devreme. E un trident. Aici avem casa lui Maddox, care a fost primul primar, practic. Stai că am căzut. Și ea se ocupă cu jobul de... fermier, ceva cu mâncare. De fermier, cum ți-ai dat seama? Aici avem avem pe Gabriela, care ea se ocupă cu pescăria. Aici e Green și aici e Matey. Nu știi pe Matey. Oh, Matey, dă-te că cu ăsta am vorbă de mult. Să ai ajuns așa și el prin ce străi aici. Hai că nu s-o supăra. Știi ce trebuie tu să faci? Este să-ți cumperi un plot. Ok, cum fac asta? Plotul tău o să fie undeva la marginea orașului. Asta vă am la periferie, e mai ieftin de obicei. Bă, chiar e mai ieftin, să știi. Perfect. Nu știu ce asta, actually. What? Și aici patru de bucăți, patru diamante, jos. E de la de fierar, știu eu ce. Cana? Am zis cana? Nu, cana! Nu vreau acum! Bine, stai așa că te salvezi, stai așa că te salvezi. Acum dă-te să mă dau. Hai că te ping și eu dacă vrei. Da, mai mi-ai stricat Feng Shui. Asta e casa lui Spinner. Și mai greu casa, da. Eu sunt mai neavut, pui, eu de obicei mai verific un chest. Mai pun mă mine o armură, mai... Gogoșica, asta e calul lui Gogoșica. Vine băiatul ăsta. Ce, ai vrut să-l trage, ai vrut să-i fur pe Gogoșica, a? Da. Bă! Vezi că ai silent de la poliție imediat. Și genelii poliției de astăzi. Îți dă foc acum. Stau pe railul, n-are ce să-mi facă. Mamă, mi-a dat foc, nu cred. Bă, îmi dau bully ăștia pe server, nu mai joc, băieți, gata, azi e ultima zi. Aici acolo... abia a cumpărat cineva, nu? Nu, asta e cumpărată de 2 săptămâni, dar nu a jucat. Și asta e casa lui Same. Și îl pui aici în capătul satului. Păi da, unde vrei să-l vreau. Pui, eu că n-am unde să-l pun. Vrei să-l pun în mijlocul satului? Știi ce am vorbit mai devreme, da? Cum e la periferie? Da, păi, mai ieftin, da, așa. E regula. Nu știu nimic. Fii atent, păi, vezi aici bedrock-ul. Da. Tu în momentul de față nu poți să treci de bedrock-ul respectiv. Tu trebuie să construiești în limita bedrock-ului și... și să și cumpăr plotul. Plotul, să zicem că este, că e la periferie, 5 diamante. Deocamdată nu o să plătești impozit, gen pe mandatul meu, dar probabil că pe mandatul următorului primar o să plătești impozit. Va trebui să te gândești la un job, ce job ai vrea? Mă bag miner. Hai să arăt shop-ul meu ca să-ți dai seama ce am și eu. Vino cu ace. Hai da. Deocamdată eu zic să-ți faci resurse, să-ți faci baza ta, ți extinzi acolo. Vezi că avem constructor, poți să vorbești cu domnul Green sau cu domnul Buffo, dar vorbești cu domnul Green. Asta e spile, gen, ca să înțelegeți. Da, ăsta e shop-ul meu, gen, uite-te ce am și eu și așa ca și miner. Hai să arăt, fii atent, dacă tot te bași pe miner, deci fii atent. Așa, acum se flexează. Mi-arată secretele lui. Tu de asta trebuie să-ți faci frumos mina, ce trebuie. Profesionalism. Uite asta mina. Lasă-mi să dai foc la TNT-urile alea că te sparg. Nu dau. Dacă dau cu săgeata în TNT, gen cu foc. Da, nu face asta, că am mai explodat odată TNT-urile. Ia-l teci. Ma. E intrat în serie, bă. Mă duc să-mi cumpăr plot. Păi hai, păi tot mie trebuie să-mi dai. Tot mie trebuie să-mi dai. Mulțumesc frumos. Bă, ce afacere, i-am dat 5 diamante ca să-mi dea 5 diamante înapoi. Wow. Bă, ăsta cine e? Ăsta de când există în Minecraft? Ce? Poli.
Ai un poli aici. Deci te rog frumos, uite-te aici. Așa nu. Așa ok, nu. Da, așa nu, așa nu-i bine, nu-i aici, voi. Aici să ți-l pun. Yes, sir. Bine, ți-l pun aici. Cheamă robinet realul. Ce să zic, du-te la minat că vine impozit, toată a pus. Mamă, s-a terminat. Dă-te că-ți minez aici. Hai că te ajut. Bă, ce-am găsit? What? Da, mult noroc, băi, vezi. E mine de explorată de 15 oameni. Stai, liniște, nu mai găsești nimic. Mai bine te întorci. Stai așa, vreau să-mi fac o ușă întâi. Așa, gata. Așa, stai așa. Pune-o lângă. Pune-o la casă, vino aici, să facem casa. Stai că te ajut. Bun. Pune mână de la mână și facem un design. Ok, ok. Stai, acoperișul. Pune-o așa. Mamă, ce design modern. Stai, bă, fiți atenți, sunteți pregătiți? Da. Atât am avut, îmi pare rău. Ok, stai că știu ce aici, fii atent, gata. Așa, ok, da, perfect. Uite, să dau ceva, să te ajute să te deplasezi. Ia uite. Mamă. Ești foarte tare, l-a luat pe ei. Bă, zgârcitule, dă-mi înapoi. Bă, sincer, eu cred că asta o lasă aici for real, gen. Cum ar fi să ai tot timpul casa asta și să-ți faci în subsol chestii șmechere și mai departe? Mamă, să ai, bă, gen, cea mai tare chestie de pe server. Ok, gata, știi ce fac? Gata, așa o lăsați. Mamă, băi, cea mai tare casă subterană de pe server, doar eu o am. Bine, și casă mare, adică e aia de acolo, din spate, pe care am construit-o alături de băieți, că, bă, ce mai dar nici băieți din viața mea, mă jur. Nu fac mai știu. Pune și tu armura aia așa, măcar de formă. Îți dau o lopată din dai. Așa, mai furăși tu ce mai găsești pe aici. Ești tu din chesturi, că sunt la cum astea. Vezi acolo sus? Da. O să facem noi ceva, o scară, noi mergem cu Elytra direct. Acolo e gen colectezi aer, nu? Când stai afecat la... Hai că vin și eu. Bă, nu. Îți aduce el și... Mă, s-a dus. Ce-ai făcut, bă? Mă simt foarte anxios cu focul ăsta pe lângă mine. N-are ce să-ți facă, n-ai treabă. E pe mine, în spatele meu, totul e posibil. Ce? Stați, nici ce-ți nu-ți ghast. Era să dau un pigment, nu-i problemă. Dau eu. Nu, și hai să arătăm cum termin tu Minecraft-ul în 20 de minute, gata. Ai ajuns la portal, intri în portal și ai terminat Minecraft-ul. Băieți! Termin Minecraft-ul înaintea tuturor celor de pe server. Bă, ăștia o să vină să mă bată rău, nu? Nu, dau. Eu am plecat, băieți, baftă. Perele de aici. Fii atent. Nu, sparge, dai cu sabia. Stai că-ți dau o sabie mai pe aici. Uite aici, ai sabie. O să mor. Stai, mă, stai mai departe, gen. Așa. Ideea e în felul următor, tu să nu lași perele pe aici. Ce-ai făcut, mă? Mai vreau! Stai, mă, m-a apropiat și mi-a dat. Așa mi-a dat. Vezi să nu pici aici, dacă... Hai grijă! Nu mai sparge așa, că îți dai și mie emoții. Bă, mie frică rău. Ce bărbat frumos. Gata, nu mai vreau aici, nu-mi place aici. Hai în altă parte. Oameni buni, toate acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut acest clip de Minecraft. Dacă vă place seria, nu uitați să apăsați butonul de like, neapărat să vă abonați canalului pentru că urmează content plană, rău de tot, pe Minecraft, pe Fortnite și vedem ce o să mai facem în continuare. Nu uitați, băieți, că dacă e susținere pe serie, o să aducem și alți youtuberi, cum ar fi Psych și așa mai departe. Dacă vă jucați Fortnite, nu uitați să puneți codurețul meu, ăla lung, rău de tot, și follow pe Instagram la 1robinet1. Robine perfect, hai tag, apasă butonul roșu direct. Jocul de top, nu dau nume. Intră acum pe canale pe bune. Like-ul și dume, glume și lasă un comentariu tot ce te apasă pe bune. Cu stil, fără vreun hack, gata mutat de click direct.